Dan, aici în față. Bună seara. Bună seara din nou, doamnelor și domnilor, stimați competitori candidați pentru funcția de rector al Universității din București. În calitate de președinte al Senatului, voi modera această dezbatere. Voi anunța regulile, așa cum au fost convenite cu cei doi candidați. Fiecare candidat va prezenta pentru început, timp de 10 minute, programul său electoral. Apoi vor urma 3 serii de întrebări adresate de fiecare candidat celuilalt, la care se va răspunde în maxim 3 minute. După aceea se vor trage la sorți întrebările introduse de dumneavoastră, de participanții la dezbatere, în cele 3 urne. Există o urnă, după cum am spus, pentru fiecare candidat și o urnă în mijloc cu întrebări comune. Întrebările vor fi extrase de reprezentanții celor doi candidați pentru fiecare dintre domniile lor și de o tânără din sală pentru întrebările comune. Vom extrage de fiecare dată o întrebare pentru un candidat, pentru celălalt și una comună, după care se reia ciclul acesta. Fiecare candidat va răspunde timp de maxim 2 minute la întrebările din sală. La ora 19:50, fiecare candidat pe rând, în ordinea inversă celei de la început, va adresa un ultim mesaj de 3 minute către alegători, după care dezbaterea se va încheia în jurul orei 20. Dacă cei doi candidați sunt de acord? Sunt de acord, da. Vă mulțumesc. Atunci, conform celor convenite, începem prezentările cu domnul profesor Mircea Dumitru, care este primul pe buletinul de vot. În final, ordinea va fi inversată. Domnule profesor Dumitru, aveți cuvânt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună seara, domnilor colegi, domnilor colegi, domnilor studente, domnilor studenți. În primul rând, aș vrea să vă spun că e un lucru foarte bun faptul că organizăm această întâlnire, această dezbatere, pentru că nouă tuturor ne pasă de ceea ce se întâmplă la universitate și este bine să îi cunoașteți pe cei care candidează, pentru ca dumneavoastră să votați în cunoștință de cauză. Pentru prima oară are loc o astfel de întâlnire, o astfel de dezbatere, deși acum mulți ani, la încheierea mandatului profesorului Mihăilescu,
Secretatului Rector Mihăilescu, a fost o prezentare a candidaților în primul tur de scrutin, dar nu a fost o dezbatere între candidați. Pe de altă parte, cred că e puțin prematur să evaluăm impactul și importanța pe termen mai lung al acestor dezbateri și cred că ar trebui să fim atenți la stilistica acestor confruntări, pentru că ar fi regretabil ca spațiul universitar să se transforme într-un câmp de luptă politică. Ar trebui politică, nu în sensul de politică de partid, în sensul de afirmarea unor puternice pasiuni de natură politică. Cred că este bine să rămânem la prezentarea problemelor, neajunsurilor noastre și să încercăm să găsim soluțiile cele mai bune în timpul pe care le avem la dispoziție. Cei 4 ani pe care i-am petrecut ca rector la Universitatea din București, din decembrie 2011 și până zilele acestea, vineri se încheie de fapt mandatul meu și al nostru, al echipei pe care am coordonat-o, au fost rândele ani în care am avut realizări, am avut izbânzi, dar au fost și ani în care am simțit multe neajunsuri. Unele dintre acestea fiind deosebit de frustrante pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care sunt astăzi aici și dau într-un fel și seamă și socoteală de ceea ce au făcut sau nu au făcut în acești 4 ani. Realizările sunt ale noastre, ale tuturor, ale comunității. În primul rând, decurge din natura și din misiunea Universității din București, prima universitate de educație, de formare și de cercetare a țării, decurge faptul că trebuie să pregătim specialiștii acestei țări pentru viitorul apropiat. Este și va rămâne de acum încolo misiunea noastră principală, aceea de formare, de educare. Această misiune însă poate fi bine servită doar dacă reușim să dezvoltăm și cercetarea științifică. Pentru că la nivel universitar, a fi un bun profesor, a fi un bun dascăl, înseamnă a transmite din propria experiență a ta sau a grupului tău de cercetare științifică rezultatele activităților acestora de cunoaștere, de extindere a limitelor cunoașterii noastre și de a forma în același spirit și pe studenții noștri. Sunt cunoscute de către noi toți, au fost aduse la cunoștința întregii comunități universitare de la universitatea noastră, realizările pe linie didactică și științifică. Vorbim astăzi de o complexitate și de o amplitudine remarcabilă a programelor de studii. Avem aproape 100 de programe la licență, foarte multe programe la masterat, multe dintre ele în limba engleză, deoarece ne-am propus și în bună măsură am reușit să internaționalizăm foarte mult universitatea noastră în această perioadă. Școala doctorală s-a articulat foarte bine, avem un consiliu al școlii doctorale care lucrează împreună în concert, cum se spune, cu școlile doctorale din cele 19 facultăți, în total având 21 de fapt de școli doctorale. Un element foarte important care a apărut în perioada aceasta și pe care aș putea spune că l-am susținut și am avut paternitatea sau copaternitatea acestuia este înființarea Institutului de Cercetare al Universității din București, cu acronimul ICUP. Acesta are rolul în viziunea noastră de a descentraliza mai mult, de fapt, cercetarea științifică. O să revin asupra acestui aspect imediat. Și de a permite celor care doresc să se concentreze mai mult pe cercetare și să aibă un moment de respiro în ceea ce privește partea de didactică, să poată împreună cu doctoranții, împreună cu cei care au granturi de cercetare, să lucreze mai mult în acest domeniu, în această direcție. Aici însă apare și primul lucru care, de fapt, este prima mare durere pe care o avem noi toți, și anume această birocratizare excesivă cercetării și numai a cercetării, ci și a învățământului la Universitatea din București. E un complex de mai mulți factori care lucrează aici într-un mod insidios și care au drept rezultat o frustrare deosebită, o frustrare permanentă a multora dintre dumneavoastră care, în loc să puteți să vă consacrați timpul cercetării ca atare, trebuie să obțineți în continuu hârtii și dovezi pe care să le arătați celor care v-au finanțat. Unul dintre factori este, fără doar și poate, legislația, care este atât incoerentă cât și incompletă. De foarte multe
de ori suprainterpretările pe care noi le oferim datorate tocmai unei temeri, unei rețineri a personalului nostru administrativ de a decide într-o direcție sau alta. Deci această suprainterpretare a legislației ne împiedică să luăm hotărâri mai rapide și mai ferme. Un alt factor este, fără îndoială, salarizarea foarte joasă, foarte scăzută la nivelul acestor sectoare de activitate din universitatea noastră, cele care sunt la sectorul resursă umană, la cercetare, chiar și la juridic, și fără doar și poate nu este o motivație puternică pentru a aduce oameni care sunt foarte bine pregătiți. În fine, mai există o lipsă de cultură instituțională pe care trebuie să o semnalez, pe care nu am reușit în acești 4 ani decât să așa, să obținem niște paliative, niciun caz să o rezolvăm. Faptul că încă funcționarii care ar trebui să ne ajute nu înțeleg că trebuie să rezolve probleme, nu înțeleg că trebuie să coopereze, să fie împreună de fiecare dată când apare astfel de probleme și mai degrabă creează ei înșiși probleme celor pe care de fapt ar trebui să-i ajute, profesorilor și cercetătorilor. O altă direcție asupra căreia noi am insistat foarte mult în acest mandat, mai ales în ultima parte a mandatului, este aceea legată de patrimoniu. Din păcate, în universitatea noastră, în ultimii 20 de ani, au fost puține inițiative care au fost susținute și duse până la capăt pentru a dezvolta patrimoniul imobiliar al universității. Știm cu toții că numărul studenților este mare, acum avem aproape 32.000 de studenți, în timp ce în 1990 aveam cu puțin peste 6.000. Spațiile au rămas în linie generale aceleași, ceea ce creează unora dintre facultăți o criză acută de spații pentru cursuri și pentru seminarii. Ceea ce am făcut, am mers pe două direcții, am reparat anumite clădiri, chiar și acum este în proces și în fază de încheiere lucrarea din Pitar Moș pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Am construit alte clădiri, când spun am, nu mă refer numai la mine, vorbesc de toată universitatea, pentru că e vorba de felul în care s-a angajat Senatul și Consiliul de Administrație pentru a folosi banii pe care de cele mai multe ori i-am obținut din propriile noastre resurse. Am primit și bani de la bugetul statului, fără îndoială, dar în multe dintre aceste proiecte au fost și fondurile proprii. Este centrul de cercetare al Facultății de Biologie, este noua clădire pentru doctorate și pentru studiile postgraduate a Facultății de Sociologie din Panduri, care a fost inaugurată tot în această perioadă și, după cum știți, de câteva luni a început această lucrare importantă tot în campusul din Panduri pentru administrația universității și pentru spații noi de învățământ, unde vor putea să învețe 1.000 de studenți în acea clădire. Nu este doar o clădire pentru rectorat și pentru administrație. În același timp aș vrea să insist în minutul pe care îl am la dispoziție asupra faptului că am încercat în Consiliul de Administrație să implementăm un management coerent, ceea ce în bună măsură am reușit să facem, fiind o atmosferă de lucru, o atmosferă colegială, chiar și atunci când nu am căzut de acord asupra soluțiilor, trebuie să vă spun că facultățile au înțeles să aplice acest principiu al solidarității între facultăți și să mențină echilibrul de care avem mare nevoie pentru consolidarea și dezvoltarea universității noastre. Echilibrul între aceste trei mari domenii, trei mari piloni pe care se rează la Universitatea din București: științele naturii, matematica, științele sociale și politice și umanioarele. În fine, am să închei spunând că vreau să salut implicarea deosebită a studenților în foarte multe dintre aceste programe și răspunsul, poate nu întotdeauna pe măsură, răspunsul administrației universității, care a decis să ofere burse extracurriculare studenților, un proiect și un program pe care vrem să îl dezvoltăm în viitor, pentru că înțelegem să ne îndeplinim misiunea noastră împreună cu studenții, cu colegii noștri mai tineri. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule profesor Dumitru. După cum am spus, eu nu mă voi implica cumva decât pentru gestionarea desfășurării și timpului alocat fiecărui candidat. Drept urmare, doamna profesor Ionac,
Aveți cuvântul, aveți 10 minute pentru a vă prezenta programul. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt Ionac Nicoleta, profesor la Facultatea de Geografie, director al Departamentului de Meteorologie și Hidrologie. Și în ultimii 4 ani am fost membra Senatului Universității din București, în care m-am implicat foarte activ. Vă mulțumesc tuturor pentru efortul deosebit pe care l-ați făcut astă seară de a veni aici. Eu o să interpretez acest gest al dumneavoastră ca pe o dorință de a mă cunoaște mai bine. În ceea ce mă privește, eu am să-mi structurez prezentarea proprie pe 3 întrebări pe care am încercat să le anticipez cumva din partea dumneavoastră. În primul rând, probabil că vă întrebați, în măsura în care mă cunoașteți mai puțin, de ce candidez. Am să vă răspund foarte simplu. În primul rând, candidez pentru că alegerile sau cuvântul alegere vine de la verbul a alege, care înseamnă, conform definiției din DEX, a selecta între mai multe opțiuni. În al doilea rând, candidez pentru că m-am simțit impulsionată de imboldul kantian la care domnul profesor Mircea Dumitru face mereu referire în discursurile sale și care mie, într-adevăr, îmi place foarte mult și mă stimulează. Acel imbold sapere aude. În ceea ce mă privește, eu, în primul rând, am îndrăznit, iar în al doilea rând, am îndrăznit să și gândesc. Și am îndrăznit să gândesc în sensul că aș vrea, dacă se poate, bineînțeles, să contribui mai mult cu toată ființa mea în a servi interesul instituției și nu să mă servesc de acesta. În al treilea rând, o motivație importantă pentru care am candidat este și faptul că sunt femeie. Și ca femeie, sau mai bine spus ca multe femei, am simțit nevoia că trebuie schimbat ceva în ordinea lucrurilor. Și în acest sens, cred, am considerat că multe din lucrurile care se desfășoară și activitățile care se desfășoară în Universitatea din București au nevoie de ceea ce se numește a woman's touch. Și știți foarte bine la ce se referă acest lucru. Sigur că, pornind de la acest lucru, și anume de la faptul că văd altfel această ordine a lucrurilor, trebuie să vă spun în continuare pentru ce candidez. Păi, în primul rând, pentru faptul că eu consider că Universitatea din București, care este o universitate care se respectă în primul rând pe sine și societatea în care aceasta funcționează, trebuie să îndeplinească și să respecte următoarele principii fundamentale. În primul rând, trebuie să fie o universitate deschisă nevoilor membrilor ei și a nevoilor membrii întregii comunități pe care o deservește. În al doilea rând, trebuie să fie o universitate transparentă prin toate deciziile și toate acțiunile sale. În al treilea rând, trebuie să fie o universitate suplă, să se adapteze dinamic și rapid la evoluțiile din ce în ce mai provocatoare și mai rapide ale societății în care trăim. În al patrulea rând, consider că Universitatea din București trebuie să fie o universitate articulată sau bine articulată, în sensul că toate planurile și nivelurile sale de funcționare trebuie să fie bine delimitate, dar în același timp foarte bine corelate între ele. De asemenea, consider că Universitatea din București trebuie să fie consonantă pe deplin cu toate strategiile, cu toate politicile, cu toate direcțiile de acțiune în domeniul în care aceasta funcționează, respectiv în domeniul învățământului și al cercetării științifice, care sunt prevăzute și stabilite la nivel internațional, la nivelul Uniunii Europene și a României. De asemenea, Universitatea din București trebuie să fie performantă în tot ce face, începând de la activitățile sale administrative până la rezultatele remarcabile pe care le-a obținut și cu siguranță le va obține și în continuare în domeniul învățământului, cercetării științifice și a tuturor celorlalte activități pe care le efectuează. De asemenea, trebuie să fie o universitate democratică, ea asigurând accesul în mod egal și liber al tuturor membrilor săi și tuturor studenților la toate activitățile acesteia, precum și la procesul guvernanței și la resursele de care această instituție dispune. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, Universitatea din București trebuie să fie și legitimă, în sensul că ea trebuie să garanteze deplină legalitate în raport cu principiul supremației Constituției.
cum mă gândesc să fac acest lucru? Simplu, pe patru coordonate principale. Prima dintre ele se referă la faptul că Universitatea din București, fiind o importantă componentă a Sistemului Național de Educație, iar acesta, la rândul său, reprezintă o importantă componentă a Sistemului Național de Securitate, rezultă mai departe, în mod logic, că Universitatea din București trebuie să-și întărească rolul și responsabilitatea publică. Și acest lucru se face prin respectarea deplinei legalități, prin asigurarea bunei sale administrări, prin transparentizarea și eficientizarea tuturor deciziilor, resurselor și activităților sale și, bineînțeles, prin coagularea eforturilor tuturor membrilor săi în vederea urmăririi și îndeplinirii singurului său scop, care este rolul și interesul acesteia în societate. De aceea am și ales sigla proiectului meu managerial ca referitoare la faptul că Universitatea din București este Universitatea tuturor. În al doilea rând, Universitatea din București trebuie să reprezinte o componentă a sistemului de educație și nu trebuie să uităm că educație înseamnă procesul de formare intelectuală, morală și fizică a tinerilor generații. Și în acest sens am prevăzut în proiectul meu managerial o serie întreagă și detaliată totodată de direcții de acțiune prin care se urmărește creșterea importanței educației în misiunea și activitățile instituției. În al treilea rând, Universitatea din București trebuie să fie în același timp un promotor activ al progresului și procesului de transformare și dezvoltare durabilă a României. Desigur, pe multe căi. În primul rând, ea trebuie să arate că este ferm angajată în procesul de susținere a procesului național de reformă. Trebuie să asigure o foarte bună pregătire a absolvenților săi pentru a răspunde astfel în chip optim exigențelor și așteptărilor economiei de piață actuale. De asemenea, trebuie să militeze, să promoveze o profesionalizare a tuturor domeniilor de competență și activităților corespunzătoare de organizare și funcționare. Trebuie să promoveze cercetarea științifică, care însă cred că ar trebui mai bine focalizată pe rezultate și produse de certă valoare adăugată în economie și în societate și, desigur, și prin susținerea formării și dezvoltării profesionale și personale a tuturor membrilor săi. Și în ultimul rând, în al patrulea rând, consider de asemenea că Universitatea din București trebuie să rămână în continuare un factor activ în cadrul spațiului european al învățământului superior și al cercetării. De aceea am și propus în program realizarea unei strategii coerente, unitare, viguroase și tenace de internaționalizare a diverselor activități ale universității, tocmai în scopul creșterii vizibilității sale. Am propus de asemenea o dezvoltare corespunzătoare a centrelor și metodelor pe baza noilor tehnologii, a tehnologiilor informaționale și comunicaționale moderne, este vorba de acele centre și metode de e-learning. De asemenea, am propus, printre multe altele, sprijinirea mobilităților internaționale, susținerea în continuare a participării tuturor cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților la orice inițiativă și program internațional de cercetare științifică, nu numai în scopul atragerii de fonduri, ci și în scopul implicării active, la orice nivel se poate, al Universității din București, în această activitate efervescentă de inovare și de creație. Și de asemenea am propus și inițierea de programe comune și cu dublă specializare, joint și double degree programs de învățământ pentru toate ciclurile de studii ale Universității din București, împreună sau în colaborare cu diverse universități din străinătate. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna profesor, și acum urmează trei serii, a câte o întrebare adresată de fiecare candidat celuilalt, la care candidații răspund în maxim 3 minute. Domnule profesor Dumitru, aveți cuvântul pentru prima întrebare. Mă iertați, nu mi-e clar să răspunde la fiecare întrebare 3 minute sau
La fiecare întrebare 3 minute, adresați dumneavoastră prima întrebare, răspunde doamna profesor Ionar, o adresează dânsa, răspunde seria 2, se inversează ordinea, dânsa pune prima întrebare și la seria 3 din nou se inversează și după aceea urmează întrebările din sală. Da. Înainte de a pune întrebare, aș vrea să fac așa o confesiune în public, și anume că e partea care îmi displace cel mai mult în formatul acestei dezbateri, pentru că există o presupoziție tare sau așteptare a unora dintre dumneavoastră, dintre noi, ca întrebările acestea să fie foarte piezișe și să fie cât se poate de rele, ca să zic așa. Deci, cu scuzele de rigoare, dacă asta este logica acestei părți, să mergem mai departe. Dar aș vrea să pornesc la prima întrebare totuși de la un fapt. Citind și programul pe care îl propune doamna profesor Ionac și memorul de activitate științifică, lista de lucrări, am constatat că cel puțin în ultima perioadă activitatea științifică nu a fost foarte intensă, foarte susținută din partea domniei sale. Noi știm că există această tradiție la Universitatea din București ca cel care este rector să fie și o personalitate recunoscută de către colegi în domeniul în care activează. În cazul domniei sale, geografie, climatologie. Există chiar un articol în Cartea Universității din București care spune la concursul de ocupare a funcției de rector pot participa personalități științifice sau academice din țară și din străinătate. Întrebarea mea este cum ar putea să ne explice, să ne lămurească doamna profesor, de ce această precaritate a activității științifice concretizată în articole, în studii, în alte activități științifice în ultimii ani? Pot să răspund? Da, aveți cu... Da, vă mulțumesc. Articolul la care faceți referire este articolul 209, care trebuie însă coroborat cu articolul 213 din Legea Educației Naționale, care mai susține mai departe că funcția de rector este o funcție de care realizează managementul și conducerea executivă, operativă a universității. Eu m-am prezentat în fața noastră așa cum sunt, fără să ascund nimic. Eu nu candidez pentru un loc în Academia Română, ci pentru poziția de rector a Universității din București. Iar în ceea ce privește CV-ul meu, dacă l-ați analizat cu atenție, ați observat că totuși activitatea mea științifică este consistentă. Iar în ultima perioadă mărturisesc, dar acest lucru este scăpat cu vederea din multe din evaluările naționale și în acest sens trebuie să intervenim, să remediem aceste lucruri din punct de vedere legislativ. S-a axat îndeosebi pe probleme didactice. Eu am inițiat, am coordonat, am gestionat, printre altele în ultima perioadă, și un program interdomenii de studii universitare de masterat, Air Environment Risks and Health Response, care a presupus din partea mea o foarte mare implicare. De asemenea, vă rog să luați în considerare că în activitatea mea am publicat până în prezent 124 de articole, 10 lucrări științifice în volum, cu un număr de peste 2000 de pagini, din care două chiar în ultima perioadă, un volum chiar anul acesta, care deschide o direcție nouă în cercetarea referitoare la preocupările pe care le am, un atlas bioclimatic și așa mai departe. Am atras fonduri pentru universitate, am fost director de proiect în multe proiecte, 3 individuale, plus am fost expert în alte proiecte naționale importante. Așa că am considerat din multe puncte de vedere că îndeplinesc toate criteriile necesare din acest punct de vedere. Mulțumesc. Mă termin mai repede. Vă mulțumesc. Vă rog să adresați dumneavoastră prima întrebare contracandidatului. Vă mulțumesc frumos. Mi-am permis să mi-o scriu tocmai ca să fac o economie de timp. Stimate domnule profesor Mircea Dumitru, v-am citit cu foarte, foarte mare atenție proiectul noastră de management pe care îl propuneți pentru mandatul 2015-2019. Încep prin a vă spune următoarele. Respectarea legalității, echității și transparenței sunt condițiile fundamentale ale oricărei activități manageriale. În absența lor, știm foarte bine, conducerea nu este conducere, nemulțumirile cresc, eficiența muncii scade, iar instituția intră în derivă. Constat că în proiectul dumneavoastră de management, respectarea legalității și echitatea nu sunt menționate nici măcar întreagă.
Cuvântul transparență apare o singură dată, fiind menționat sub forma unui principiu, care urmează a fi citat, citez, cultivat. Coroborând aceste deficiențe esențiale ale proiectului noastră de management, cu încălcări repetate ale legislației în vigoare produse în Universitatea din București, pe parcursul primului dumneavoastră mandat, pe care eu le-am sesizat prin numeroase adrese scrise pe care le-am transmis Universității din București, cu încălcările principiului echității, precum și cu lipsa de transparență, mai ales în probleme de mare interes pentru membrii comunității, vă întreb. Cum veți respecta aceste principii dacă nici măcar nu vi le-ați propus în proiectul dumneavoastră de management pentru perioada 2015-2019? Vreau să vă spun că toate aceste principii pe care le evocați sau le invocați aici au fost urmărite cu strictețe în perioada acestui mandat. Noțiunea de transparență apare chiar ca moto al întregului proiect pe care l-am transmis întregii comunități academice. Transparența fiind conceptul global care, de fapt, poate fi servită, poate fi cultivată, cum ați spus foarte corect, am folosit această expresie în proiect, numai dacă toate celelalte condiții de legalitate sunt întrunite. Ori de câte ori am primit reclamații, sesizări, întâmpinări din partea dumneavoastră direct sau din partea altor colegi, le-am dat curs, au fost analizate. Uneori acestea au ajuns și la minister, la corpul de control al ministrului, au fost și ele analizate, nu am avut absolut niciodată niciun caz, dacă uit vreunul dintre acestea să mi se atragă atenția, deci nu știu să fi existat niciun caz în care să fi fost universitatea sancționată pe motiv că au fost încălcate în mod flagrant anumite principii și norme din lege. Deci, presupoziția întrebării dumneavoastră că nu aș fi deloc interesat de acest aspect este eronată. Dimpotrivă, cred că nu putem să avem o instituție care se inspire pe oameni decât dacă instituția respectivă este justă. Este primul principiu despre care vorbește John Rawls în A Theory of Justice, spunând că dacă o instituție nu este dreaptă și oamenii nu recunosc că instituția aplică în mod imparțial regulile și normele pe care le-a stabilit, oamenii nu vor mai avea niciun fel de interes, niciun fel de motivație să participe la activitățile instituției. Prin urmare, resping și presupoziția întrebării și solicit, dacă este cazul, să ne spuneți în mod efectiv care sunt acele derapaje grave de la respectarea legii, pentru că, dacă este cazul, fără doar și poate eu sau alții să fim sancționați, pedepsiți pentru acest lucru. S-a epuizat cele două întrebări de început. Inversăm ordinea, doamna profesor Ionac, vă rog să adresați cea de-a doua întrebări. Aveți o... Pot să răspund întrebării care ba, da, mai aveți fiecare un minut, deci cred că puteți să răspundeți și domnul profesor mai are încă un minut să răspundă la ce spuneți deci, dumneavoastră. Adresez a doua întrebare sau pot să răspund? Cum doriți, fiecare a păstrat un minut din primele răspunsuri, dacă vreți să-l folosiți, vă rog să adresați atunci, în dumneavoastră vedere. O să folosesc sigur, acest și domnul profesor la fel. Să atrag atenția că chiar am venit cu ele, cu aceste sesizări oficiale pe care le-am făcut referitoare la existența unor centre de studii care nu aveau îndreptățirea legală să funcționeze, la faptul că anumite diplome de master se eliberează fără acoperire legală, la faptul că se eliberează diplome fără valabilitate acordate prin diverse proiecte post-dru, la faptul că... Doamne, scuzați-mă, sunt lucruri grave și eu vă rog să le spuneți, să dați exemple unde, când, cum, că... Sunt lucruri grave, păi nu pot să într-un minut, am documentele la mine, nu e nicio problemă. Nu, dar dați-mi dar un exemplu din fiecare sau că ați spus anumite. Cred că așa e bine pentru noi toți. Programe de studii trimise la Aracis fără aprobarea Senatului UB, la centre care funcționează, care nu aveau dreptățirea legală, era centru UNESCO, era centru CESI, care ulterior au fost înglobate în anumite facultăți. La diplome de master este vorba de diplomele de master emise de aceste centre care neavând, ne
funcționând legal, nu emis diplome care nu aveau logic acoperirea pentru timp de 2 ani de zile și această S-a terminat minutul și... Am dat un exemplu. Da. Ați dat un exemplu, domnul profesor Dumitru, aveți și dumneavoastră un foarte scurt, mai puțin clădinător. În momentul în care nu există dovezi clare a tot ceea ce a spus, sunt fapte cu conotație penală, unele dintre ele. Până în momentul respectiv, ceea ce spune sunt doar alegații. Doar alegații neîntemeiate. Și de aici, până la pasul următor, în care oamenii care sunt vizați direct sau indirect, ar putea să acționeze pentru a-și apăra imaginea și prestigiul, intrăm într-o zonă foarte alunecoasă, în care n-aș vrea să intrăm în seara aceasta, dacă îmi permite. Și în orice caz, dacă există dovezi, ele ar trebui produse. Pe de altă parte, dumneavoastră ați fost președinta acestei comisii în Senat. Și ați sesizat aceste aspecte. Scuzați. Ați fost președinta acestei comisii în Senat. Toate aceste acte au fost votate și au fost emise în adevărate cu viza de legalitate a Universității după ce s-a luat votul Senat. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră implică întregul Senat al Universității din București și nu pe rector, care nu este președintele Senatului și ca manager, combinați, remarcat dumneavoastră, nu are în primul rând această decizie. Vă mulțumesc. Cred că după aceea, în zilele următoare, sunteți datoare să prezentați dovezile pentru ceea ce ați spus. Acum vă rog, doamna profesor Ionac, să adresați cea de-a doua întrebare contracandidatului. Neasumarea responsabilității este o altă deficiență majoră pe care eu o consider a proiectului noastră de management. Ne propunându-vă respectarea legalității, echității și transparenței și neasumându-vă în mod explicit responsabilitatea pentru omniprezența lor în toate activitățile instituției, sigur că drumul confruntărilor este larg deschis. Mandatul dumneavoastră dintre perioada 2012-2016 a fost unul al celor mai frecvente conflicte. Nici în programul actual nu v-ați asumat nicio responsabilitate în privința descurajării conflictelor, mistificărilor, delațiunilor, defăimărilor, diversiunilor, având ca scop obținerea unanimității, adică a puterii absolute. Și iată întrebarea. Obținând al doilea mandat, veți continua să mențineți acțiunile respective la același nivel sau le veți intensifica până la eliminarea oricărei urme de opoziție? În primul rând, ca profesor de logică, nu pot să nu constat că întrebările pe care le puneți sunt întotdeauna leading questions. Deci, noastră, în loc să chestionați mai întâi supoziția întrebării, formați o întrebare, presupunând că toată lumea e de acord cu faptul că eu sunt un tiran și un autoritarist și așa mai departe. Bun, dar să luăm lucrurile așa cum sunt. Neasumarea responsabilității. Cred că, poate cu puține excepții, studenții care nu erau aici din 2012 încoace, toată lumea își aduce aminte ce responsabilitate și-a asumat rectoratul universității și împreună și cu Comisia de Etică în vara anului 2012, fiind singura care la vremea respectivă a avut curajul să arate în public ce s-a întâmplat cu o teză de doctorat a unei persoane care a absolvit la Facultatea de Drept din Universitatea din București, domnul Ponta. Dacă asta este neasumare de responsabilitate, vă rog să-mi definiți termenul, ce înseamnă să-ți asumi responsabilitate. În al doilea rând, climatul acesta despre care vorbiți, de ceartă permanentă, de urmărire a oamenilor și așa mai departe, eu nu recunosc în ceea ce faceți dumneavoastră portretul universității noastre. Prin urmare, nu pot să vă dau un răspuns articulat la această întrebare, pentru că mi se pare că, de fapt, întrebarea dumneavoastră este complet viciată, de la început până la sfârșit. Domnule profesor Dumitru, vă rog să adresați cea de-a doua întrebare. Stilul meu este oarecum mai analitic și mai direct, mai puțin speculativ. În materialele pe care le-ați trimis, doamna profesor Ionac, sau dacă nu-i agrea stilul, mă adresez președintelui de ședință și în felul acesta, ca să nu fie foarte direct întrebarea, îmi cer scuze. Pe de o parte, am constatat un proiect de management extrem de analitic, de argumentat pe foarte multe secțiuni și ați făcut și o prezentare în rezumata sa. Pe de altă parte, o scrisoare în care, într-un ton mai degrabă confesiv, ne-ați povestit de ce anume ați hotărât, ce anume v-a motivat să candidați la această funcție. Din această scrisoare și din alte
poziții pe care ni le-ați adus la cunoștință prin e-mail-urile pe care le-ați trimis, inclusiv după primul tur de scrutin, ați prezentat o situație în care vă portretizați pe dumneavoastră înșivă ca fiind dinamic public, paria, o persoană asupra căreia o mulțime de oameni a năvălit, o persoană care sunte hărțuită, hăituită, vânată și așa mai departe. Întrebarea mea foarte precisă ar fi, pentru că este rolul nostru al tuturor totuși să ne protejăm, să ne protejăm colegii și instituția trebuie să aibă grijă dacă astfel de lucruri se întâmplă. Puteți să dați niște exemple foarte concrete și foarte clare, cine anume a hărțuit? Și mai mult decât atât, ați spus că și după primul tur de scrutin, implicând aici de fapt mismanagementul din partea Comisiei Centrale Electorale și a Președintelui Senatului, că s-au produs anumite derapaje de la legalitate chiar în timpul votului. Poate ne dați niște exemple concrete, ca să vedem exact cu ce fenomen ne confruntăm și care este dimensiunea sa. Aveți cuvântul, doamna profesor. Da, vă mulțumesc. Sunt conștientă și răspund pentru toate afirmațiile făcute. Pot să le dovedesc oricând, cu fapte, documente, acum, dacă se poate. Înregistrări. Vreți să le scot? Am venit cu ele. Au fost sesizate organele în drept cu privire la diverse aspecte de acest gen, pentru că realmente așa m-am simțit. Nu exista niciun temei pentru a fi fost tratat altfel. Iar ultimul, dacă doriți, vă dau doar un exemplu simplu. V-ați referit la derabaje în timpul votului. La un moment dat, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a transmis colegilor din facultate îndemnul de a participa la vot și le spune așa în acel mail care este public, adică public, clar că este, rămâne scris negru pe alb. Se prezintă, sunt doi candidați, două puncte, citesc, profesor dr. Mircea Dumitru, actualul rector al Universității din București și un foarte apropiat prieten al bisericii pe care foarte bine îl cunoașteți, și profesor dr. Ionac Nicoleta de la Facultatea de Geografie. Vă las pe dumneavoastră să interpretați acest lucru, cum trebuia să mă simt eu. Vă mulțumesc și mai sunt multe altele de acest gen. Mai aveți un minut și 30 de secunde. Poate oferi și niște exemple de hărțuire personală sau... Că totuși s-au menționat, am citit și eu materialul. Poftiți! Da! E un minut și jumătate în care doamna profesor poate să ne explice. Dacă nu dorește, nu dorește, nu e nicio problemă. Dacă îmi permiteți, e posibil să intervin cu un scurt comentariu, dacă formatul permite, sau nu un comentariu la dialogul purtat aici între dumneavoastră și domnul profesor Militaru, ci în legătură cu evocarea făcută de doamna profesor Ionac. Deci înțeleg că nu eu, Mircea Dumitru, sunt cel care am provocat toate aceste lucruri. Nu. Pentru dumneavoastră. Deci nu mi le atribuiți mie. Nu am spus așa ceva. Nu. Bun. Mă refeream strict la tratamentul la care am fost supusă de diverse persoane. Nu am spus că acestea ar avea legătură cu dumneavoastră sau că dumneavoastră le-ați făcut personal. De altfel, noi doi cred că avem, scuzați-mă că îmi permit să spun acest lucru, o relație chiar foarte bună. Dumneavoastră, la un moment dat, în seara de 2 decembrie, după ce s-au afișat proiectele manageriale pe site-ul universității, la ora 20:35 mi-ați dat telefon și m-ați felicitat pentru proiectul meu de management, ați spus că este foarte bun și citez că v-am surprins întotdeauna cu autenticitatea mea. Mulțumesc! E adevărat! Așa. Vă mulțumesc! Consider că s-a epuizat răspunsul la întrebare. Doamna profesor Ionac, urmați dumneavoastră, vă rog. Da, întrebarea a treia. Programul managerial pe care domnul profesor Mircea Dumitru l-a prezentat pentru a convinge alegătorii să
să voteze, ca să nu spun să voteze, mi s-a părut că nu este un program managerial, ci este o fantomă inconsistentă a unui program. Eu am avut curiozitatea, ceva mi s-a părut foarte cunoscut în acest program, și am accesat de pe site-ul universității programul managerial pe care dânsul l-a prezentat la mandatul, când a candidat pentru mandatul trecut, în perioada 2011-2015, și le-am pus cap la cap. De asemenea, mi-am adus aminte, mi se păreau frazele de început, primele 6 pagini din proiectul masă managerial, mi se păreau cunoscute și mi-am adus aminte de unde. Sunt preluate copy-paste din discursul pe care dumneavoastră l-ați ținut cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, care a avut loc la Universitatea din București în data de 5 octombrie 2015. Mai departe vă spun ce am făcut. Am numărat numărul total de rânduri preluate prin metoda copy-paste din aceste două surse pe care le-am menționat, propriul masă discurs afișat și care poate fi vizionat public, accesat public pe site-ul universității, și al vechiului dumneavoastră proiect de management din 2011, care de asemenea este pe site-ul universității, și am constatat următoarele. Din totalul de 778 de rânduri, 409 rânduri, adică 52,5%, sunt preluate prin metoda copy-paste din aceste surse și mai rămân 369 de rânduri pe care dumneavoastră le-ați inserat în noul program. În acest context, vă adresez totuși întrebarea, dincolo de aceste comentarii, și vă rog foarte mult să fiți sinceri, așa cum am fost și eu, dacă ar fi să dați note pe o scară de la 1 la 10, ținând cont de toate aceste elemente, pentru ambele proiecte manageriale, al meu și al dumneavoastră, ce note ați da? Mulțumesc! Da, îmi place întrebarea. În primul rând, să ne lămurim puțin ce este cu construct. Poți să încep să vorbesc, da? Domnul președinte, poți vorbesc. Eu am aici, scuzați-mă dacă îmi permiteți, deci eu sunt responsabilă pe nu, că aici am văzut dreptate, deci în ceea ce ați prezentat, deci, faptele sunt foarte corect. Pot să trimit pe mail oricând tuturor persoanelor. Nu e nevoie, pentru că fac un anunț public acum. Deci, dacă e vorba de un plagiat, e vorba de un autoplagiat. Pentru că eu n-am folosit termenul. Nu, asta înseamnă ceea ce a spus, dacă copiez cuvinte, înseamnă plagiat de cuvinte. Deci este un autoplagiat. Acum, un program managerial este, în opinia mea cel puțin, s-ar putea să greșesc, pentru că sunt mai multe concepții în legătură cu managementul unei instituții cum e universitate. Este o sumă bine echilibrată de decizii pe care vrei să le iei în viitor, pentru că acțiunea universității să fie datate într-o direcție sau alta, în funcție de valorile universității, așa cum înțelegi tu că le percepe comunitatea ta la un moment. Textul de la început, textul acela motivațional, este un text absolut autentic, care este produs de mine și nu de altcineva, și pe care l-am preluat ca atare pentru preambulul programului acestuia. Structura mare a proiectului, fără doar și poate, este o structură care continuă ceea ce am făcut acum 4 ani. Pentru că motoul întregului meu demers, dacă vă uitați încă o dată la el, este acesta: dezvoltare, stabilitate, transparență. Ceea ce înseamnă că vreau să fiu coerent și consecvent cu tot ceea ce am făcut, începând din 2011, decembrie și până astăzi, și ceea ce mi-aș dori să fac dacă voi fi votat încă 4 ani pentru această universitate. Deci nu spunem astăzi un lucru pentru ca mâine să spunem altceva, ci dezvoltăm o idee, așa cum putem noi mai bine, fără să ne gândim la faptul că am luat niște fragmente dintr-un proiect sau altul. În esență însă, un proiect de management nu este o lucrare științifică pentru noi, aici, la Universitatea din București. Lucrările științifice, permiteți-mi să vă spun, nu pentru că nu știți, sunt lucrări pe care le publici la Cambridge, la Springer, cum am făcut eu în acesta. Sunt lucrări care sunt menționate, de pildă, în baze de date internaționale. În Stanford Encyclopedia for Philosophy sunt menționat în text și la bibliografie de un filozof american pe care nu-l cunosc deloc, într-un studiu al său despre free logics. Acolo, dacă mă prindeți cu un plagiat, acolo este grav. Dar nu acolo unde pui pe hârtie o sumă de deziderate, de valori, de principii și așa mai departe, care eu cred că trebuie să rămână aceleași. Nu trebuie să fie schimbate din 4 în 4 ani, dacă ele, într-adevăr,
reflectă în mod autentic care sunt aspirațiile acestei comunități. Deci, pe scurt, nu e vorba de un plagiat, pentru că acest gen de producție ca atare nu poate fi calificat ca plagiat, un proiect de management. Iar dacă mi se poate spune chestia asta, credeți-mă, eu l-am scris, nu altcineva. Și textul acela motivațional și structura mare a proiectului de acum 4 ani. Domnule profesor Mircea Dumitru, vă rog să adresați cea de-a treia întrebare contra candidatei. Foarte scurt, e o întrebare și în același timp o nedumerire. Salutând motivația deosebită a doamnei profesor, ne-a spus că una dintre motivații vine și din această direcție a feminismului pe care eu chiar o cultiv și o încurajez. Eu însă am o mare simpatie pentru pozițiile moderate feministe. Întrebarea mea este însă următoarea. Deci nu pornim de la valori și principii, ci pornim mai degrabă de la fapte și de la felul în care suntem fiecare percepuți de către comunitățile noastre unde funcționăm la facultate. Veți dori, prin votul colegilor noștri, să reprezentați întreaga universitate, în România și în străinătate. Deci să obțineți cel puțin 672 de voturi. Și vă doresc succes, sincer. Dar vă întreb, cum de l-ați putut obține voturi pentru a intra în Senatul Universității? Cum de doar 14 colegi din facultatea dumneavoastră v-au dat girul și v-au vestit cu încrederea de a merge în Senat, în timp ce aveați nevoie de mai mult de 35 de voturi? Simplu, pentru că au avut libertatea opțiunii. Înțeleg că nu doriți să mai adăugați. Dacă se poate să le contabilizeze altfel, poate în altă parte? Din păcate, n-am convenit să ținem un... Dacă doriți să spuneți altceva în aceste minute, puteți să o faceți acum. Mulțumesc. Mă așteptam la asemenea întrebare. Am să vă răspund cu o glumă, dacă mi-este permis. Știți, este o vorbă care spune așa: Dumnezeu l-a făcut pe prieten și dracu pe coleg. Mulțumesc. Dacă cei doi candidați, numai de fapt doar dumneavoastră, pentru că mai aveați timp, nu doriți să adăugați nimic, trecem la întrebările extrase din urne. Îl rog pe reprezentantul profesorului Mircea Dumitru să